Imagina vreodată. Bună, Cătălin. Salut. Dar cred că toți oamenii trec prin asta la un moment dat, nu? Nu? Da, și eu cred. Măcar cursul scurt. Dacă nu trec toți oamenii, cred că toți oamenii ar merita să treacă prin cursul ăsta. Ce piesă extraordinară! Fă, ha, ha. Da, Sean Mendes, Teach Me How to Love, frumos. Ce mi-a plăcut? E nouă la noi aici? Sau nu, e chiar nouă, dar e bună. Bă, n-am auzit-o până acum, recunosc. Da. Dar frumos aici la dumneavoastră, îmi place la program. Dar ai venit tu ca să... Da, uite, vezi, găsim un echilibru. Muzică, după care vii tu, apoi muzică, pauză. Am venit cu întristările, dar le zic repede și am scăpat. Guvernatorul BNR, domnul Isărescu, a dat astăzi raportul asupra inflației. O să fie mai rău. Asta e ce pot să vă zic în momentul ăsta, mai rău decât ne așteptam, decât se aștepta el, că noi cred că ne așteptăm tot timpul la mai rău, din punctul ăsta de vedere. Hai să vă povestesc. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Raportul ăsta a inflației vine periodic din partea guvernatorului BNR. Ce zice el și ce e important să reținem noi? Deci, inflația nu va mai fi la sfârșitul anului în scădere, cum fuseseră anunțat în urmă cu câteva luni. Era prognoza la 13%. Am urcat-o. La 16%. De ce, zice guvernatorul? Păi, pentru că prețurile energiei electrice s-au transferat foarte rapid în prețul bunurilor de consum și guvernatorul spune că populația resimte mult mai rău inflația pentru că, în realitate, este lovită direct în cheltuielile obișnuite. Adică cea mai mare inflație este făcută la mâncare, energie... Da, e dezastru când mergi la cumpărături, coșul zilnic ăla de acum două luni versus ce... Nu. Sunt produse între, nici nu mai știu, de la 80 la 23%, mă uitasem pe o listă, până și margarina s-a scumpit. Cred că scumpirea la margarină era 23%. De asta se simte cel mai rău inflația, nu se simte la 16%, la 15% cât e acum, pentru că, de fapt, noi toți cel mai des cumpărăm lapte, pâine, ouă, știu, chestiuni de genul ăsta. Apropo, să vedeți unul dintre efectele crizei energetice. Industria de lapte din România s-a prăbușit. Poate o să vorbim despre asta. Deci în 2021 a avut o scădere de 100.000 de litri, dacă nu mă înșel, dar anul ăsta s-a prăbușit. O să revin la chestiunea asta. Ce zice guvernatorul, așa ca prognoză? Deci 16% până la sfârșitul anului, pentru că vine și Crăciunul și noi o să cumpărăm, deci cererea va fi mare în continuare. Și spune guvernatorul că s-a uitat pe date și această inflație este dată și de consumul pe care românii îl fac. Românii sunt de neoprit la cumpărături în ciuda acestui fapt. Avem o altă știre legată de asta. Parcul de mașini a României este în creștere. Românii cumpără automobile chiar și în această situație. Stăteam acum 3 zile în stația de autobuz și pentru prima oară am realizat că eram partea unei expoziții auto în mișcare. Da. Mișcare lentă, e adevărat. Doamne, dar ce modele scumpe avem noi! Da, da, exact. Și se cumpără în continuare. Dar atenție, spune el că această cerere a unor produse de consum și în continuare foarte multe de import, adică balanță comercială deficitară, cumpărăm lucruri din import, nu știu, în afară de că și multă mâncare adusă din import, deci această creștere, acest consum va scădea în anul viitor, treptat, treptat, după care el n-a zis recesiune de la jumătatea anului viitor, dar a zis, domnule, va fi un deficit de cerere. Adică, atenție companiilor care vindeți câte ceva, că din iunie 2023 oamenii își vor ține banii la teșcherea mult mai mult. Probabil că acum, nu știu, e o perioadă în care cheltuim din acumulări sau e o perioadă în care s-au mai mărit niște salarii. Poate sau... că da, nu cred. Cred poate... că ce a fost economie s-a cheltuit în pandemie atunci. E, oamenii zic așa, din iunie 2023 intrăm pe deficit de cerere, adică vor fi mai multe produse în piață decât cererea pe care o va face publicul. Asta e prognoza domnului Isărescu. Mai pe șleau, asta înseamnă recesiune, da? Pentru că de obicei ieșeam din recesiune pe consum. Scăzând consumul respectiv, vor apărea probleme pentru companii. Asta ar putea să însemne inclusiv șomaj de la jumătatea anului viitor
și bani mai puțin în piață. Domnul Isărescu a protejat un pic băncile, dar asta nu ne miră. Spune că, domnule, noi am avut grijă ca ele să nu facă câștiguri foarte mari, că au fost niște discuții în perioada asta și încă îi sfătuiesc, zice domnul Isărescu, pe oameni, dacă iau credite, în condiții foarte grele oricum, să ia doar în lei și numai dacă aveți salariul în euro să luați aceste credite în euro pentru perioada următoare. Și a fost întrebat, domnule, care e cea mai mare temere a dumneavoastră pentru perioada viitoare și a zis prognozele greșite pe care foarte mulți oameni și din Europa Occidentală și astăzi le fac și care sunt rupte de realitate, în sensul că spun oameni că inflația va scădea și că s-ar putea să fie un pic mai bine anul viitor, dar el dă de înțeles că nu este deocamdată cazul să ne uităm la chestiunea asta. Deci, e posibil ca anul viitor să fie economic chiar un pic mai rău decât anul acesta. Asta e concluzia acestei conferințe, care bănuiesc că e ultima înainte de finalul anului, dacă o mai fi una. Și prima concluzie, cea mai aproape, este că acest Crăciun va fi probabil cel mai scump din istorie, cu inflație de 16%. Sper eu ca ea să fie domolită de această blocare, practic, a prețului la energie. Se va întâmpla în ianuarie. Da, deși acum o știre la televizor spunea că în ordonanța de urgență adoptată lipsește chiar plafonarea la 1.3. Okay. Cred că sper să fie vorba de o greșeală, trebuie verificat un pic, pentru că am văzut asta la una dintre televiziunile importante, dar sincer nu îmi dau seama despre ce s-a întâmplat acolo. Cam asta e de spus astăzi, îmi pare rău că începem săptămâna cu astfel de vești, dar ne revenim noi la un moment dat, nu? Mai punem cam niște muzică. Apropo de muzică, uite, m-am gândit că ai venit cu un subiect foarte urât. Da, dar cine știe, poate Mugurii Sărescu se înșeală. Doamne aștept! Că am auzit că America nu o să strănute anul viitor ca noi să nu mai la aspirină, da, da, că totuși ei vor fi cumva protejați de criza asta de proporții care se anunță. Așa că m-am gândit să ne luăm un bilet către paradis, cred că nu ne costă acolo. Da. Ticket to heaven. Să facem puțin, exact, ticket to heaven. Să facem liniște cu Dire Straits. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica Rațiunea Zilei de la început, va fi disponibilă în curând pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM la secțiunea live. Mulțumesc, Cătălin. Europa FM, Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi.